Andreea Mantia, lovitură fatală primită din partea Canalde, ce au decis șefii trustului Dogan Media. Andreea Mantea nu pare să mai aibă succesul din trecut, iar șefii de la Canalde au simțit asta. Recent, Brunetale ar fi propus superiorilor să revină ca prezentatoare la puterea dragostei, însă aceștia au refuzat-o, pe motiv că show-urile la care este gazdă în prezent nu au foarte mare priză la public. Andreea Mante a fost foarte apreciată de conducerea canal de după primul sezon al emisiunii Puterea Dragostei, cu care a reușit audiențe record. Ediția a doua ar fi trebuit să se filmeze în România, însă, în cele din urmă, s-a decis ca aceasta să continue tot în Turcia, spre dezamăgirea brunetei. A acceptat însă să fie gazda emisiunii și pentru sezonul al doilea, însă doar după ce i s-a mărit consistent salariul. Pentru ediția a treia nu a mai dorit să rămână în Turcia și a fost înlocuită de Cristina Mihaela Dorobanțu. Audiențele însă nu au scăzut, astfel că aceasta a rămas prezentatoare și pentru sezonul cu numărul 4. Iar în curând va începe și cel de-al cincilea, tot cu cea care s-a clasat pe locul 2 în prima ediție a emisiunii Bravo, ai stil, ca gazdă filmările vor avea loc în România, iar Andreea Mantea și-ar fi dorit să revină ca prezentatoare a show-ului. Ar fi fost însă refuzată de șefii Canalde, potrivit Showblitz Andrea Andreea Mantea, salariu de 20.000 de euro la Canalde. Andreea Mantea face parte din trustul Dogan de aproximativ 12 ani. În televiziune a debutat la Antena 1, ca asistentă TV la Aniața cu Răzvan și Dani. Ulterior a ajuns la Canal de, unde a avut propria sa emisiune, Wobis, alături de Mădălin Ionescu. În 2018 a devenit prezentatoarea reality show-ului Puterea Dragostei. Emisiunea s-a filmat în Turcia și a avut audiențe record, care i-au forțat pe turci să înceapă sezonul 2, la scurt timp după primul. La momentul respectiv, Andreea Mante a vrut să revină în România, pentru că postul TV-i promisese că va muta show-ul în țară pentru a o convinge să continue, Canalde i-ar fi oferit o remunerație lunară de aproximativ 20.000 de euro.